Salutare tuturor și bine vă regăsesc la un nou vlog Remediile Naturii. În videoclipul de astăzi vreau să vă prezint un tratament foarte interesant, foarte ușor de ținut, însă foarte, foarte eficient, după cum veți vedea, într-o multitudine de afecțiuni dintre cele mai grave. Este vorba despre un tratament pe bază de propolis. Propolisul este de o importanță majoră asupra sănătății stupului datorită proprietăților sale bacteriostatice și antifungice. El este un amestec de rășini pe care albinele îl culeg în special de la mugurii de frunze, din lacrimile copacilor, așa cum se mai spune, iar plopii sunt printre principalele surse de propolis. Dintre proprietățile active și tămăduitoare pe care propolisul le conține, amintim fierul, cupru, zincul, seleniu, magneziu, acizi grași, vitamina A, vitamina E sau vitamina B3. El este format în proporție de 50% din substanță lipicioasă, 30% ceară de albine, 5% polen și 10% uleiuri eterice. Structura sa nu este niciodată aceeași, precum nici culoarea, însă proprietățile lui rămân întotdeauna aceleași, având un puternic caracter antibiotic, antiviral, antioxidant, bactericid sau antimicotic, adică împotriva ciupercilor. Rolul propolisului în stup este acela de a dezinfecta și a proteja stupul de virus și bacterii, astfel că dacă anumiți dăunători încearcă să atace stupul, aceștia vor fi contracarați cu ajutorul propolisului. Însă ceea ce este foarte interesant este că dacă stupul este atacat de un șoarece, spre exemplu, pe care albinele nu îl pot deplasa, acestea îl vor acoperi integral cu propolis, împiedicând astfel putrefacția și răspândirea infecției la nivelul întregului stup. Propolisul este așadar un dezinfectant, un fel de igienizator, atât la nivelul stupului cât și la nivelul corpului, luptând cu succes împotriva virusurilor, a bacteriilor sau a posibilelor procese infecțioase ce pot avea loc la nivelul organismului uman. Am citit despre un studiu efectuat pe 16.000 de oameni cu diverse afecțiuni și tratați cu propolis că în 97% din cazuri boala s-a vindecat, în 3% din cazuri nu s-a produs niciun fel de vindecare și în doar 3 cazuri au apărut reacții alergice. Așadar, sunt destul de întemeiate concluziile care poziționează propolisul drept un remediu universal. Dintre bolile cele mai grave de care sunt adesea întrebată și pe care propolisul le tratează, amintim infecțiile la nivelul tractului urinar, infecții la nivelul stomacului, ulcer, gastrită, polipi la colon, la stomac, la intestine, gută, reumatism, E. coli, helicobacter pylori, cancerul de asemenea, pneumonie, sinuzite, migrene și multe altele. S-au obținut de asemenea de-a lungul timpului rezultate foarte bune în leucemie, psoriazis, pneumonie, dureri de încheieturi sau cancer. Un tratament foarte eficient pe bază de propolis pe care eu astăzi vreau să vi-l propun este următorul. Se va lua pe perioadă de 49 de zile tinctură de propolis de concentrație 30% astfel. În prima zi se va lua o picătură de tinctură de propolis într-o linguriță cu ceai sau o bucățică de pâine, în ziua a doua două picături și tot așa vom crește până în ziua 25 când vom lua 25 de picături de tinctură de propolis într-o linguriță de ceai sau o bucățică de pâine. Începând cu ziua 26 vom descrește, astfel că în ziua 26 vom lua 24 de picături de tinctură de propolis până când ajungem din nou la o picătură. Eu recomand acest tratament deoarece este foarte bine că el începe progresiv, astfel că pe perioada administrării lui aveți posibilitatea să observați dacă aveți sau nu reacții alergice la anumiți compuși ai propolisului, iar la cea mai mică reacție adversă să întrerupeți administrarea lui. Administrarea se face o dată în zi, cu jumătate de oră înainte de masă. Este un tratament foarte bun, așa cum ați văzut în urma acelui studiu, în foarte multe tipologii de boli. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim pentru mesajele primite. Eu vă doresc toate cele bune și mai ales multă, multă sănătate. Pe curând!